O să mai dureze, nu? Dar ce s-a întâmplat? Poză! Te salut! Când am deschis ușa asta, am scăzut spart geamul. Suntem cu motoarele alea două date. La un Pepsi și o cafea, așteptăm toată lumea să vină aici și așa. Ne-am strâns 4 Spydere momentan, trebuie să mai vină vreo 6 oameni. Fiecare cu ce are. Deci am înțeles, vine și un... cum îi mai ziceam, nu știu, mă, o să vedeți, lăsați-mă că e dimineața serioasă pe Vampoba. Salutare tuturor și bine ați dat click la un nou Spyder Vlog. Este vineri astăzi și o să se plece până duminică, adică se pleacă până duminică. Mergem momentan către Craiova. Cine mă urmărește pe Instagram și pe TikTok știți că mergem spre Timișoara și ne-am strâns, băi, vreo 10, nu mă așteptam să fim 5-6 oameni, suntem o groază de Can-Amuri și un Slingshot. Pentru cine nu știe ce este acela, o să vedeți în curând cum arată și ce este și ce facem, vorbim mai multe vlogul acesta. Încă o chestie pe care vreau să vă adresez este faptul că o să testez Insta360, ultimul model, X4 parcă îi spune. Fac asta pentru că am văzut comentariile și mesajele voastre, tot timpul îmi dați, bă, vreau și o cameră 360, tu ce recomanzi? Și vreau să vă zic din capul locului că eu și în momentul de față folosesc peste tot unde vedeți la mine filmare 360 de grade, este făcută cu GoPro Max. Și o să vorbim în detalii și nu numai în vlogul acesta de ce aleg eu GoPro Max și nu Insta360. Pe scurt și așa de început, dar să vă iau direct cu informația asta, este că eu atunci când ajung cu footage-ul acasă, în programul de editare, îmi place că footage-ul de pe GoPro Max ține mai bine la editare, la slidere, cum îi zic eu. Am comparat asta cu Insta-ul, modelul anterior, care este asemănător cu acesta, nu este mare diferență. Într-adevăr, nu toată lumea face ce fac eu, nu toată lumea editează cum și în ce editez eu. Eu editez în Final Cut Pro pentru curioși și am tot ce trebuie pentru GoPro, am plugin-uri și nu numai asta, ai și programul de la GoPro, ai Quick, ai App și pe desktop și pe telefon. Nu am apucat să pun noul Carpuride pe Spyder. Am fost destul de tight cu programul, dar o să facem și treaba asta, de stați aproape și pe zona de ecrane, că o să vină ecranul nou pe Spyder, vedem atunci cum este și cum se comportă, dar cu siguranță se va comporta excelent. Plus că m-am obișnuit cu ecranul ăsta cu Android Auto, nu știu dacă aș mai putea fără el. Să ne întoarcem puțin la acest Insta, astăzi îl testez further, ca să fie o comparație cinstită, să văd și eu cum merge și așa mai departe, să fiu complet obișnuit cu el, după care o să facem side-by-side-uri cu alături de GoPro Max versus Insta360 și mare atenție, GoPro Max-ul n-a mai fost revizuit de 3 sau 4 ani, nu știu, vă las chiar acum pe ecran, voi deja aveți informația și totuși eu încă îl folosesc. Vă dați seama, am toate chestiile GoPro cu 1 la mână, 2 la mână, o să vă spun în clipurile short pe care le voi publica pe TikTok, YouTube Short și Instagram Reel. O să le testăm și pe partea de poze și pe partea de video și de stitching și cât de mult rezistă la editare și așa mai departe. Eu sunt super obișnuit oricum cu aplicația GoPro-ului, mai editez și pe telefon pentru atunci când vreau să public foarte rapid dintr-un trip. Intru în aplicația GoPro-ului, în Quick și bag footage-ul de pe 360. Și a plecat. Hop, așa. În seara aceasta vom dormi la cazanele Dunării și mâine dimineață se pleacă către Timișoara. Hop, așa, vreau să stau o leacă prin centru, prin Timișoara, pe acolo, că n-am mai fost de ceva vreme și mi-e place foarte mult Timișoara. Am venit aseară la Pitești. Bă, ce s-a aglomerat și Piteștiul ăsta, bă, de câte ori am venit pe aici, m-am spus treaba asta, deci este absolut jale. Voiam să vă arăt că îl avem invitat special și pe Vampiru. Ia uite, bă, ce și-a pus aici, bă! S-a terminat. Ce frumos este aici. Bă, era și un sticker de ăsta. Salut, permite să strâng mâna, dar fără mânușă. Bă, știi de unde le-am? După un snorkel de la XMR. Da? Nu mai un snorkel de la? Bă, Vampirul, știți că e șeful la codări, el l-a recodat. Fuge cam cel mai tare de acum, din păcate. Nu știu ce i-a făcut, i-a mai băgat o evacuare, i-a mai băgat o chestie. Glumez, nu, la codat, l-a făcut frumos, ce să mai. Stați aproape. Polaris. Care e Polaris? Da, avem și un Slingshot. Uitați, acesta este Slingshot-ul de care vă ziceam. Este mai lat decât o mașină. Îi vezi, mă, utilitatea asta pe circuit? Da. Când ți-am spus că mai aveți o decapotabilă. Da, dar e și ăsta scump, oricum. Cât o fi unul de ăsta? 40.000? Oh, da, 20.000 să vând de second. 20.000 second. Da, mă, dar nu prea să cumpăr, că știi că nu mai poți să le matriculezi. Da. Pau. Ciao, bambina. Hai, facem o pauză mică aici, revenim, că aparent nici nu știu de ce ne-am oprit, să știți, chiar nu știu. Da, mie îmi place mult de tot. Hai. Haideți că ne-am strâns până la urmă județul Olt. 11 utilaje, cred că suntem, cu tot cu Slingshot. În rest, numai Can-Amuri, Ryker, Spyder, diferiți ani. Opa, așa, mamă, ce aruncă cu pietre. Stai, bă, la un loc. Stradă, bă. Mamă, toate mințile ți le ia când trage. Toate mințile ți le ia. Iar era să zic, hai, Georgiana, hai. Stați că ăsta e Spyderucii de la Goguci. Mai leu. Ați văzut că m-am dus cu Georgiana la TVRom. S-a făcut Bartai revizia de 1000, de fapt 1067 de kilometri, parcă. S-a schimbat cureaua și nu numai. S-a mai dat comandă de niște accesorii. Vreau să dau niște căști pe TikTok și pe Instagram. Fiți sigur că mă urmăriți, vă zic de atâtea ori. Și este gata de scandal ATV-ul. Abia aștept să ies și cu el, chiar îmi este dor. Acum care revizia făcută. Am avut niște tentative de ieșit, dar îmi era că fac aiurea kilometri în plus. Și a plecat. Woo! Mamă, mamă, ce mișto să simte, băi, de câte ori să vă zic, băi, plana rău, mă, cu Spyder-ul. Ha, ha, ha! E cam mult vânt, știu, n-am ce să vă fac. Îmi pare rău de tot că nu am putut să iau casca NS10 sau NS9. Dacă ați fost pe TikTok și pe Instagram știți despre ce vorbesc. Dar nu am intercom la aceea și am nevoie de intercom. Uhuhu! Hai să ajungem la Vampiru, uite-l pe Vampiru. Frumoasă, mult, și culoarea. Vampirul mereu a sortat frumos la verdele ăsta, ia uite. Te pun, te respect, salut! Salut, de unde ești? Deci băiatul ăla de face sorturile alea puternice pe tot ce înseamnă roată și motor. Tu ești? Poate fac un live cu Vampirul diseară pe TikTok și puteți să-i puneți întrebări despre ATV-urile voastre. Salut! Mi-a zis că foarte mulți dintre voi v-ați dus să faceți softul la el, ceea ce v-am și recomandat. Pentru cine e nou pe acest canal, eu sunt Goguci, visual artist, vedeți pe Instagram cu ce mă ocup. Acest motor cu 3 roți este Can-Am Spyder F3S de la Special. Are motor de 1330 de cm3 și 116 căluți în toate mințile. Cai de Can-Am sunt cai de Can-Am, tat, n-ai nimic, jos pălăria, jos casca pentru jucăria asta. Tot așa, pentru cine nu știe, are și pilot automat, ai tras asta la dreapta, îl setezi la 119-120 și așa îți merge, frate. Apuci, te joci cărți una alta. Glumesc, nu luați mâinile de pe ghidon, o, Doamne. Și poți să crești viteza dând în sus, vedeți? Sau să o scazi dând în jos. Ca să ne facem înțelegi, voi de aici cunoașteți pe Dorică cu Ryker-ul și pe Vampirul cu Spyder-ul, da? Hai să vi-l arăt și pe Dorică. Ia uite-l! Ia uite, bă, Dorică! N-aude, mă, nu aude, are muzică în casă. E vreo problemă? Te pup și te respect. 1-0. A, 1 egal, hai bine. El are porbăgăjel de la în dreapta. Și la acesta merge să-i pui, uite cum are dorul, vedeți? Stânga-dreapta mai în față, stai să mă apropii. Uite așa cum are dorul, vedeți? Bagaj stânga, bagaj dreapta. Mie nu-mi place, da, nu le am, că puteam să le am și eu, dar nu-mi plac. A, și eu am și spătarul acesta de pasager, dar tot la fel îl pun doar când am pasager. Și acela este făcut la Viva S-Leader, custom made, am logo-ul firmei mele, pus așa frumos pe el, e o minunăție, mă, o minunăție. Și tot așa, pentru cine nu știe, acest Spyder este făcut la Custom Tuning, pus PPF integral, absolut peste tot, până și pe butoane am PPF, fraților, și tratament Crytex. Acest Spyder l-am umplut de accesorii de la boxă, la mânere încălzite aici. Hai că dorul zboară. I-am mai pus manșoanele astea să-mi îngroașe o leacă ghidonul, gen gripul, ca mâinile mari. Așa. Am tijă din asta extinsă la frână și mutat pudresturile mai în față pentru că am și picioarele lungi, sunt înalt, am 1,82 m, 81, Dumnezeu știe, aici undeva. Mi-am verificat înălțimea ultima oară la BAC, ca să ne dăm puțin seama, să ne dăm interes. Dar 34, dar îmi fac 35 pe 7 ianuarie. Probabil m-am mai înălțat și eu, na, 1,2 cm. Păi după începem să dăm în jos. Așa, și ce am mai pus? Signature Light acolo la capotă, lumina aia. Are multe, mă, are multe, dar hai să încheiem aici și vă mai povestesc de pe drum, să mai schimbăm puțin peisajul, că de autostradă probabil vi s-a luat și vouă. Am ajuns în Filiaș, fraților, e o aglomerație de nedescris, n-am filmat până aici, că n-a fost nimic interesant, dar încercăm să depășim, am tot mers așa pe lângă mașini. Acum avem și o mașină de poliție în față, deci că avem escortă, mulțumim poliția română! Atragem priviri chiar și poliției, s-a uitat poliția, te rog frumos, treci! DJ Eco, băiatul ăsta bagă muzică, să trăiți. Bă, deja mi s-a zgâriat o lentilă la Insta, pe, nu asta de aici, pe partea cealaltă. Am crezut că e ceva fingerprint, dar e zgâria rău. Bine, are protective lenses și pe față și pe spate, sau mă rog, cu te uiți la el, stând dreapta. Ambele lentile sunt protejate de ceva de plastic, înțelegeți? Și s-a făcut nașpa unul. Va fi pentru prima oară când bag footage în programul ăla cu X4 și eu sunt curios la rândul meu și de-abia aștept să-l testez contra lui Max, cu sublinierea faptului că Max-ul, v-am zis, este nerevizuit de o grămadă vreme și eu încă l-aleg pe acela, dar să vedem cum funcționează. Oricum eu doar să-mi spun părerea despre ele, voi veți fi juriu, să zic așa, voi veți alege ce faceți cu bănuții voștri. Eu în continuare GoPro Max și țineți ochii pe la Capture Heroes, pe la GoPro Official, peste tot că apare un nou GoPro Max, sper eu că anul acesta. Îi ia foc mașina, bă, frate. Mă doare la ciocan. Mamă, ce miroase. Ăla i-a luat foc mașina, frate. Fuuu, ce miroase, frate. Ia uite, bă, ce fumul iese. Cred că noi, de fapt, ei caută un loc de parcare, să mâncăm și noi ceva, că n-am mâncat nimic până la ora asta. Bine, e 11:38, nu e chiar așa de jale. Uite și ei vorbesc că mirosea plastice. Poză! Te salut! V-am zis că se fac poze, o sumedenie de poze, oriunde te duci în țara asta și în lumea asta. Vei găsi pe cineva să facă poze la jucăriile astea, pentru că arată bine, mă, arată bine, credeți-mă, arată bine, rodă tot în realitate. Mă simt Batman. Și pe ATV mă simt Hercule. Am o leacă de febră de la sală, de ce mă întrebați? Pentru că fac sală, da. Mi-am luat antrenor, că nu o să mai putea să mă duc să trag singur, să plec cu dureri de mijloc, dureri de coloană, Doamne ferești. E, așa vă sugerez și vouă, nu e chiar așa de simplu să tragi la sală. Knowledge is power, cu cât știi mai multe chestii despre sală și despre ce să mănânci și despre calorii și despre toate, este mult mai bine. Nenicule, du-te, mă, pe trotuar, mă, tată, nu mai stăm așa, mă. Ați văzut că și Vampiru are Carpuride, i-am dat și lui un ecran Carpuride, ca al meu, fix ca acesta de aici, da? Foarte mulțumit și el. Vă dați seama, e mișto, frate, să știi unde te afli, ce se întâmplă, aglomerație, o poliție, o atenție, o... Unde bag și-o băieții mei? Aici. Și-a plecat. Hai, băgăm și o leacă de benzinică și revenim, știți cum zic? De aici, din Mehedinți, vreau să vă anunț că aveți jos în descriere link pentru a vă cumpăra și voi un ecran Carpuride. Ori acesta, ori au o groază de modele, sunt prețuri imbatabile acum. Ne-am oprit nițel la o benzinărie aici în stradă ca să ne vadă cei care au rămas foarte mult în spate, pentru că Dorică e o polviteză, te pup și te respect. Trage bine Rykerul, trage. Sau tragi tu mai bine decât el. Tu tragi bine, eu. Hai, bă, cât de ții ATV-ul, dar nu te întreb pe fiecare video. Nu mai, la anul. Ia vedeți, fraților, că am ajuns și în Drobeta, Turnul Severin. Drometa, Andrometa, turnul Severin, de acolo de unde toate canamurile vin. Fraților, de-abia așa să facem stickerele și nu numai stickere. Mă gândesc să fac și șepci cu Goguci, hanorace cu Goguci, tricouri cu Goguci și nu numai, cu sayings din alea din vlog, cu firar mama lor la TV-uri, cu tot felul de couturi din astea pe care le spun eu mereu în vloguri și vedem cum puteți intra și în posesia lor. Vă dați seama, alea vor fi pe bani, că altfel de unde, dar nu fac decât dacă găsesc ceva calitate, cum am făcut și cu stickerele. De-abia aștept să vă povestesc într-un clip short de pe Instagram Reels sau TikTok. O să vă povestesc ce alegere am făcut și de ce. Pentru că vreau stickere care să nu se ia când dai cu kirherul sau când speli utilajul, jucăria, you name it, la fise, adică se reziste. Știți că eu merg pe calitate, domne! Content de calitate, chestii de calitate, jucării de calitate, servisări de calitate, toate de calitate. De ce mă întrebați? Și așa aș vrea să fac și cu hainele, vă dați seama, să fie ceva calitativ. Tot pe Instagram și pe TikTok ați văzut că am acum și GoPro Hero, GoPro cel 13, dar ăla micuțu. De-abia aștept să-l pun la treabă, este atât de mic că poți să-l bagi, nu știu, într-o pungă mică de semințe, adică poți obține niște cadre super, super awesome și creative cu acea cameră. Vă las chiar acum pe ecran ca să vedeți de ce vorbesc, dar asta e, uitați cât de mică e și plănuiesc să o pun aici sus la cască. Pe off-road poți să o pui sub ATV, la suspensia ATV-ului. Este o groază de prinderi pe care le poți folosi cu camera aia, o groază de unghiuri, e altceva. Este foarte mică, asta ajută tare mult să o bagi în chestii întortucheate așa, în chestii micuțe, strâmte. Ăla ce bine se simte pe cuvânt, mă, dar n-aș pleca o lună, bă, nici anul ăsta n-am fost la Monaco. E al doilea an în care zic că mă duc la Monaco cu Spyder, cu plecare de la București pe Spyder, dar o să fac și pe asta, stați liniștiți. Ați văzut că mă țin de cuvânt. Și în fața mea și în fața voastră. Închis pentru o defecțiune, auziți și voi, ne-a tras seac. Ia vedeți aici peisaj, cât de frumos e. Da, aia vă zic, încercați vă un Spyder, mă, că voi am interes. Un Spyder, un Ryker, orice, duceți-vă la aeronautică, aruncați un ochi, luați în test. Să vă spun eu că vă convertești cu 3 roți. E foarte, foarte tare. Să știi să mergi așa. Până la urmă poți să pleci cu ce vrei. Nu mai plec. România e mare, România e frumoasă. E foarte mișto să mergi așa de nebun. Și cu bicicleta dacă pleci, tot e awesome. Să-ți creezi așa amintiri în România. E frumoasă România. Ia uite bă câta râma, bă, de Can-Am. Bine, și acel Polaris Slingshot, care, ce să vedeți, am auzit că nu se mai înmatriculează nici pe primărie, nici Euro 5. Dintr-o dată au apărut la vânzare, le-a scăzut prețul exagerat de mult. Bine, îți dai seama că îl mai cumperi doar să mergi el pe circuit. Ce n-ai o să-i faci? Că nu e nici ceva de wordy, super wordy de circuit, de zici că cine știe ce faci cu el. Da, dubios știu, doar că mi-a plăcut și mie foarte mult și încă îmi place, mă rog, chiar am vrut să-mi iau, dar nu mai știu ce m-a dat înapoi, ori bugetul, ori faptul că am avut multă treabă. E scump, cred că se învârte undeva la 15-20 de mii acum SH și de nou apar n-am cât o fi dublu. Eu de câte ori văd dealuri, munți, chestii de genul ăsta, mă duc cu gândul fix la ATV. Fix la ATV, frate. Acel Spyder este manual, sunt vreo 2-3 manuale, astăzi cu noi aici. Astea noi nu vin în varianta manuală, ci semi-automat, cum am eu. Aici dai plus, pe partea cealaltă îi dai minus. Și ai 6 viteze. N-ai ambreiaj, n-ai nimic. Ia-uzi, ia! Mamă! Ia-uzi, ia! Mamă! Ia, ia, ia! Aoleu! Te unge pe suflet, bă, cu crema lui Dănuț. Uitați-vă și voi cât de frumoasă e România, frate. Și cât de frumos e pe aici. Aoleu, ce rateu a dat, tată bandit! Am fost în Dubova acum ani de zile și am fost cazați așa lângă apă. Am avut ponton, am avut și piscină. A fost senzațional. Și odată am mai fost la Casa Ponton Baraj sau ceva din ăsta. Am fost la Dirty Nano, a băgat muzică acolo, a fost distracție, a fost frumos, de ce mă întrebați, mi se pare că am fost și cu blogul o travă atunci, parcă, mamă. Ia! Aoleu! Luțule! A dat bă schijetul ăla, că ne dăm aici, că sta Spyder-ul, dacă ai făcut pană, cam ăla ești, platformă, ești, aia scrie pe tine, platformă, dacă ai făcut pană cu unul de ăsta. Să-mi spui mie o vulcanizare care știe să-ți dea și are cheile necesare să-ți dea roata jos de pe asta. Hai că pe față o mai dregi, cum o mai dregi, dar pe spate. Și ce să vedeți, mi-am luat kit din ăla de pană cu de bagi în gaură, gen și pe aia tragi și rămâne acolo chestia aia. Am lăsat-o acasă. Legenda spune că nici de aia n-am mai avut loc în portbagaj. Târziului. Hai că n-am ajuns așa târziu. Ce bate vântul pe aici. Băi fraților, să ne mai întoarcem puțin la ATV, dar abia aștept să vedeți ce-am comandat la el, ce-am mai făcut, ce-am mai una alta. Să le montăm împreună, să le facem review împreună, să vedem cum rezistă. Salut, GS 1250, iubesc vinerea, mă. Nu mai zic de sâmbătă, duminică, luni, marți, miercuri, joi. Eu iubesc fiecare zi, eu iubesc viața. Vă recomand și vouă, așa trăiți mai liniștiți. Auziți vioara, ia-uzi cum face stomacul, ia-uziți, ia. I mean, nu se poate așa ceva. Cât să mai stau de mâncat. Chiar mi-e foame și mi-e frică rău că dacă o mandă de 1.800.000 de piept de pui și legume trase la tigaie, la grătar. Când am fost cu Spyder-ul pe zona asta, nu mai știu când, știu că nu am filmat, nu postam vloguri de genul acesta pe YouTube. Am fost și am mâncat tot așa la un restaurant urcat pe deal, pe munte. Frumos rău de tot, cu lac în față. Beleaua naiba e că nu mai știu cum îi zice-i. Asta e beleaua. Ajungem bani în Timișoara până mâncăm ceva. A, bă, ce naiba, hai să ne dăm o leagă interesul mațului, frate, că nu mai pot. Iau o rață de asta de aici, de la mal și o fac la rotisor. Glumez, bă, eu nu mănânc. Nu mănânc animale. Mai puțin pieptul de pui, na. Dar e piept, nu e pui, întreg. E pieptul de pui, doar atât. Câte chestii de vânzare, de închiriat aici. Pe cuvântul meu, mi-ar plăcea să am bani când fac așa trip în țară, să mă mai duc, mai cumpăr câte ceva, să uit de ele. Dar da, mă încurcă banii ăștia, că dacă mă uit în cont, s-ar putea să vi se facă milă de mine, să mă luați, că puneți bă revolutul aici pe clipuri, că îți mai dăm noi. Ia, ce v-am zis mă, ia uite de vânzare. Na mă, na, toate se vând. Bă, da, contioare, bă, am avut vopsea cu nemiluită. N-a strănutat nimeni, nu, pe aici să mai ridice șpacul ăla, ce-o avea, mă, să rămâna. Doamna a așteptat max taxi, frate. Bă, fraților, am și o întrebare. De ce se zice serpentine și nu serpen mine? Zi! Și dacă vă place să ne jucăm așa, stați liniștiți, că eu cu asta mă ocup de vreo 2 ani de zile. Găsesc cuvinte de genul ăsta, în care de ce se numește așa și nu se numește așa. Și râd, am râs și aseară cu Rare, nu mă mai zic, cu Dan, că ne prăpădim de râs, mă, frate, cu jocul ăsta tâmpit de 7 ani de zile. Gen, de ce se numește paracetamol și de ce nu-i spune paraceta OMV? Scuzați-mă o secundă. Mamă, mamă, mâncați-aș când trage, bă, nu se poate. Nu se poate, bă! Mamă! Mamă! N-am depărtat picioarele, bă, că îmi luam vântul, bă, îmi luam zborul, pardon. Doamne ferești! Ia aveți mod, bă, am întinerit, cred că 2 secunde și ceva, mă credeți? Am întinerit, frate. Aseară a fost ziua lui Cuza, la mulți ani, tată, și aici pe vlog, să fii sănătos, fericit. Și frumos așa în continuare cum ești tu, că arăți bine, mă, arăți prea bine, mă, sufletul meu cald. M-a sunat Cuza, n-am răspuns, că eram live. Intră pe live și mă invită la ziua lui. Dar am încercat să-i zic pe live, bă, frate, vezi că, uite, plec, am programat ieșirea azi. M-a luat direct, lasă, vrăja la vila ziua mea. Și eram, ok. Bă, dar unde mergem, frate? Care e restaurantul? Nu văd pe nimeni, nu văd nimic. Eu nu am rămas eu primul, de nicăieri și nu știu cum o să mă duc. Gara Herculane. Și aici am fost acum mulți ani, am promovat. Într-un timp promovam obiectivele de patrimoniu ale țării noastre. Și am venit și aici la gara asta. Am promovat tot felul de nebunii, de clădiri. Clădirea lui casa lui George Enescu, am văzut toate casele lui George Enescu, am văzut chestiile lui, am deschis uși care nu se deschid de regulă, adică frumos, sunt recunoscător, să zic așa. Foarte multe chestii mișto am făcut și sper să mai fac all my life. Haideți că până la urmă am căutat pe Google Maps restaurante și a luat Goguci telefonul și am început să sun. Să rămână, doamnă, suntem și noi vreo 10-15 indieni, putem să mâncăm ceva? Dar cum să nu vă așteptăm? Cât mai aveți? 6 minute, doamnă. Și am să încălzească butelii, să încălzească jarul, să încălzească toate alea, că de nu mâncăm de 5.000 de euro, ce foame e. Stai mă că omul face stânga, dar ăla nu poate să facă dreapta de noi, că nu e loc, uitați-vă aici. Hai de cap de om. Vai de cap de om, bă. Hai de cap de om, bă. Fă-ți greu rău să faci stânga acolo, mă. Ia vezi, mă, cum se vede aia, mă. Ia vezi. Holy moly, guacamole. What is that? Frumos, doamna Mehadia. Stațiune turistică de interes local. Și am ajuns la mâncărică. Aici o să stăm la restaurantul ăsta. Ok. Ha? Nu știu, frate. Mor de supărat. Ne nu se poate așa ceva, n-am mâncat nici aici. Prea full. Prea așa. Ba, picioarele. Hai, Dorică, hai, că te așești pe tălică. Nu se poate așa ceva, frate, să n-ai loc unde să mănânci. Băi, s-a făcut ora 2. Cât e, măi? 2 și 11 minute. Uite, restaurant Liana. What? Aici? 500 de metri. Unde, fratele meu, care ta era drum de off-road? Ne vedem de la restaurant, frate. Nu vă mai plictisesc, că probabil vă e foame și vouă. Probabil mulți dintre voi mâncați la vlogul ăsta. Să aveți poftă bună. Lasă că mai radio. Hai, hai, ne vedem mai de față, mai de la restaurant. Haideți că am oprit camera cu 5 secunde. Ia uite, Lian aici. Și a plecat restaurantul, tată. Așa da, vă, frate, așa trebuie să arate un restaurant. Dă o rățoi de treabă. Gata, mă. Pichi, ce ai? Pichi. Hai, acum chiar hai să mâncăm, că numai de nu... M-am nebunit toată lumea, v-am nebunit și pe voi. Ia uite și spălătorie, cred că îmi spăl și jucărie. Te pup. Gata și masa, fraților. Ați văzut, am mâncat, bine, voi ați văzut o ceafă, dar am băgat și un piept de pui. Just in case. Îi dăm spre Timișoara. Nu mai rămânem aici la cazanele Dunării. Îi dăm de spre Timișoara, că e frumoasă Timișoara. Poate ne facem de lucru și în seara aceasta. Acum vin Dorică. N-are cum să nu-ți placă Timișoara, tată. Ia să vedem că avem loc aici. Avem o laie loc. Opa-și. Sănătate, mulțumim. Mi-am dat jos geaca de pe mine și mi-am luat o bluză, în speranța că o să fie mai răcoare, dar nu e. E cald rău de tot, tată. N-am băgat ceapă, n-am băgat usturoi, n-am băgat nimic. Am băgat așa, rof la bușeu cu o salată, frumos. Avem vreo 3 ore probabil până la Timișoara, ceva genul ăsta. Îi dăm înainte. Hai că nu vreau să vă plictisesc cu drumul așa. Știu, știu, ne vedem mai încolo. Este ceasul 18:06, suntem în Recaș, mai avem o jumătate de oră, să rămână. O jumătate de oră până în Timișoara. Pentru că v-am luat decizia să mergem acolo și bine am făcut, pentru că, na, e mare, avem unde să ne plimbăm, eu vreau să-mi fac pașii diseară, bine, mai filmăm, vă mai arăt de acolo, diseară. Și asta e în ziua 1, nu mă așteptam ca în ziua 1, tocmai în ziua 1 să ajungem în Timișoara, până la Timișoara, gen. Băieții cel mai probabil ies la o bere, pentru că merită. ce aveam, mă, mâncați-aș gura ta. Doamne ferește, cu asiguratul mamilor. Tot diseară vedem și dacă ne întâlnim cu careva dintre voi, pentru că încă nu am făcut-o, dar o să pun în curând pe Instagram Stories că suntem la Timișoara încă din seara asta. Vedem dacă se nimerește, ne nimerim, nu ne nimerim. Bem și noi un Pepsi rece ca gheața, bem o cafeluță, că eu beau și seara. Serve și seara cafeluță, de ce să vă amint. Plus că diseară, știți cum e, eu oriunde aș fi în lumea asta, pot să lucrez remote și guess what? Am de lucru remote. Plus că vreau să mai spun niște content, short form content, ca să pun chiar din seara aceasta pe Instagram și pe TikTok, așa cum v-am obișnuit, ați văzut că postez în timp real. Ce vorbești? Lău ce te încarcă jucăria asta pozitiv, e incredibil. Mai puțin soarele ăsta care mi intră în binoclu. Nu văd nimic. Ciove. Am văzut mesajele voastre și v-am zis mereu, le citesc. Cred că 80-90% dintre mesaje le citesc, să știți. Încă le citesc, deși sunt atâtea. Și am văzut că mi-ați făcut fotografie de la distanță la jucărie și altcineva mi-a făcut mie și jucăriei. V-am zis întotdeauna, nu vă fie rușine să veniți să facem o poză, să schimbăm o vorbă, să facem ce vreți voi. Eu nu mă supăr, din contră, mă bucur. Dar nici n-am mai văzut așa. Vedeți că eu glumă când am zis că trei rost? Da, am crezut că nu că mai se fac glume la telefon, știți? Și am zis, wow! Dar mă bucur că nu erau totuși văzut să veniți aici. Și ați prins bine că toată lumea e în oraș și ați luat locurile de parcare. Ideea este că dacă o să am nevoie de locuri de parcare, să puneți câte două pe un loc. Noi ne-am încercat să... Eu l-am pus la perete, am lângă al meu. Mai putut unde se mai poate câte două. Și câte trei, uite. Sau așa, să blocheze unul eventual, să mai rămână un loc de parcare. Gata, fraților, s-a ajuns în Timișoara la hotel Banco, Blanco, ceva genul ăsta. Ah, Branco, cer eu scuze. Rum Turulescu și începem cu Căcănescu. Eu sunt Goguci, this is the toilet, hârtie mișto, bună calitate, duș. Când am deschis ușa asta am zis că spar geamul, dar nu s-a spart geamul. Cum ne-a învățat domnița de la recepție, totul este pe butoane, cu comenzi, cu tablete. Astea sunt paturile, căștile. Eu, dacă am priză, sunt mulțumit. Salut din nou, Gogulei. Goguci, mă, ce aveți? Și aici e Vampiru. Ia uite-i pe-ai mei. Ia uite, parcările astea bomba aici. Ia uite, ia uite. Frumos, mă, frumos, nice. Acum îl aștept pe Dorică să vină, că nu știu unde ne-am plecat, să vedem ce facem în seara aceasta, pentru că vom merge prin Timișoara. Și vă țin la curent aici, vă dați seama. Bună seara de pe străzile din Timișoara. M-am întâlnit cu... Mario TV pe YouTube și, bineînțeles, subscribe la Goguci. Și la el, la el, că la mine ați dat subscribe, că de-aia sunt pe clip, da? Pe TikTok cum ai? La fel? La fel peste tot. Deci cum e Goguci peste tot, așa e și Mario peste tot, da? Da. Hai, ne vedem în continuare din Timișoara, poate ne vedem și mâine. Cius! Iată că a venit și a doua zi, aici de la hotel, pregătind un mic dejun copios. După mergem la parc, la mall, adică nu mai am ce să mă arăt aici. Aici poate eu. Da. Bună dimineața din ziua 2, din Timișoara, cu spor la cafeluță, toate jucăriile aici. Eu cu Dorică am luat decizia să rămânem în Timișoara și astăzi. Și peste noapte ne-am prelungit staying-ul aici. Bună dimineața, Dorică, noi ca și cum suntem de 2 ore unul lângă altul și la micul dejun, dar dăm noroc, așa e frumos pe cameră. Mergem, după cum v-am obișnuit de fiecare dată, un self-wash. Merită și ele un self-wash, o spălare corectă. iar după mergem la Iulius Gardens, Iulius Mall, ceea ce ne-ați recomandat dumneavoastră, stimabili urmăritori, să facem în Timișoara, pe lângă multe altele, că am avut multe recomandări, încât nu ne ajunge ziua de astăzi, sau mai bine zis, doar ziua de astăzi. Plecăm de la hotel și am găsit un self-wash puternic aici, obligatoriu la dreapta, dar niciun fel de problemă, ne asigurăm pe trotuar. Frumos. Mulțumim. Aseară, fraților, am băgat cu Dorică, mers pe jos până în centrul Timișoarei. Oprește și tu muzica, că nu mai mi-au bănuții, mulțumesc. Și ne-am întâlnit cu Mario, ați văzut? Am vorbit și cu el și cu părinții lui, foarte mișto oamenii. Am mâncat ceva și după mâncare am venit pe jos, iar, da? Iar pe jos, până la cazare. Am făcut minim o oră, o oră jumătate de mers pe jos, așa că dacă se uită antrenorii noștri, vă salutăm pe această cale și vă rugăm frumos să vedeți dovada, documentul. Bine, nu știu dacă mi-apar mie pași aici, am 3000 doar azi, adică vă rog frumos. Am pus ceasul pe vreo pisică, ceva. Timișoara îmi place mult de tot, frate. Am vorbit și cu blogul o travă. Diseară bagă cu Esca muzică. Ne-a invitat acolo. E posibil să mergem la un party diseară. E bine că ne-am făcut de lucru, fraților. Power of social media. Te duci într-un oraș și îți găsești ce să faci, frate. Și nu numai social media, și prieteni, networking-ul pe care îl face la lung. E frumos, mă. Viața e frumoasă, mă, de-aia v-am tot zis, atâtea ori, viața e frumoasă. Trăiești la maxim, dat, că uite, e păcat. Renault, Dorică, ia uite, ia uite, Dorică, Renault-ul ăla frumos. Eu v-am zis că odată ce mă stabilizez pe toate planurile, eu asta o să fac, îmi iau mașini și le restaurez, mașini de epocă. Timișoara, din punct de vedere arhitectural, este fenomenală, să știți. Îmi dă un vibe foarte mișto. Mi-ar plăcea să locuiesc aici, măcar o scurtă perioadă de timp, pentru că da, în București e jăglungă, doamne, jăglungă. Și junglă urbană, aglomerație, mașini peste mașini, înjurături, claxoane, da? Vedeți voi, odată ce plec din București, îmi revine dorul, frate. Îmi revine dorul. Înțelegeți voi? Iau ce liniștite pe aici, să-mi bat picioarele, n-am stat cu Spyder-ul pe loc de la semafor. Că n-ai încotro. Cred că azi bem undeva la 1,5 litru de cafea. O să încercăm diferite restaurante. Jumătate ce fac la vlogul ăsta, ca să-ți dau și ție pentru muzică, pentru deranj. 1,5 milion pe Revolut. Dacă îi dau 1,5 milion pe Revolut, îi dau deja 80%. Glumesc, mă, fraților. Dacă vreți să vorbim mai multe chestii despre YouTube, și nu numai YouTube, social media în general. Frumos, catedrala. Aici e Sena. Așa, dacă vreți să vorbim despre treburile astea, income, social media, și să dezvoltăm subiectul ăsta, să-mi spuneți. Ori fac un vlog dedicat, ori facem încă un live. Cer scuze. Zici și mie când e verde la față, băi. Vă salut! Băieți, cuminți. Foarte liniștită lumea aici. Deci este foarte liniștită lumea. Și nu înțeleg ce se întâmplă. Unde-s mașinile, frate? Ce se întâmplă? Marcajele frumoase, zici că sunt boxate ieri. Bat o leacă vântul, bă, și am vrut să ies în tricou. Sper că m-au auzit, dar nu o dau jos asta. Hai, mă, că dau. O dau că mă certați în comentarii după aia. Bă, nu te-am auzit nimic, s-a auzit doar vântul. Și nu Sorin, ăsta de aici. Îmi place și numărul de matriculare de Timișoara. TM. Mi-aș pune TM01 TMM. Să-mi bat picioarele. TM01 GCI. Da, mă, sună frumos. Dar și nu, Argeș e preferatul meu. De ce să-mi am obișnuit cu el, probabil. Îmi place Argeșul de Mor la numărul de matriculare. Știu că nu avem cea mai bună reputație, dar credeți-mă că se și mănâncă mult rahat. Nu este chiar așa. Argeșenii sunt niște șoferi buni. Și nu o spun că sunt eu din Argeș. Bine, eu sunt din București, dar mă rog, m-am mutat la București, gata. S-a terminat, mare șmecherie. Salut, numai bine, sănătate. Tot respect. Tot respectul pentru 2 roți din Timișoara, 3 roți din Timișoara și 4 roți, mă, și 6 dacă aveți. Au și-i dă băiatul, mă, ce frumos aude, bravo. Bă, dar unde mergem, mă, la ce spălătorie, mă? Preistorică? Ia uite ce frumos se vede, vedeți? Am pierdut pe Dorică, mâncați așa, Dorică, hai. Mamă, mamă, ce frumos e pe aici. Ce toată fie asta, ce naiba o fi acolo, că nici nu pot să mă întorc, că nu mă duc, e riscant. Cu cât vedem mai mult în Timișoara, cu atât mai bine, deși eu am mai fost. Pentru Dorică este pentru prima oară în Timișoara. Am obținut un feedback foarte pozitiv de la el, pentru că într-adevăr este foarte frumos. E frumoasă Timișoara, e frumoasă Timișoara. Ia ce stânte să se aici, ia, mă ascultă careva? Bă, mă lași, nu se poate așa ceva, fiecare își respectă banda de circulație. Neobișnuit, ocur pentru mine. Uite așa se stă, trebuie să stai la trecerea pieton până trece pietonul. O fac întotdeauna? Nu. Aici trebuie să ajungem, Doric. Mamă, mă rog la Dumnezeu să fi ales o sfălătorie bună. Că v-am zis, dacă nu, îmi bate obrazul, nu mai zi nimic. Mă ceartă, să știți. Eu în locul vostru aș da spam în comentarii. Dorică, lasă-l mă cu Goguci în pace, ce ai? Ce ai dragi ăștia pe tine, așa trebuie să faceți. Și în general, când am un invitat pe canal, așa e frumos. Să spuneți, bă, bine ai venit, bă, ești mișto, bă, mai adul, mă, bă, mai, să te salut, salut, băieți. Mai adult că râdem, mai adult că facem, că dregem. Dacă vreți să vedeți mai mult din, nu știu, behind the scene de la spălătorie, să-mi spuneți, că integrez de fiecare dată, n-am o problemă cu asta neapărat, să știți. Revine clipul și mai lung. După cum bine știți, filmez, să zic, și 7-8 ore pe vlog, pe YouTube, ajung între 30 și 60 de minute. Eu am încercat vloguri mai scurte, m-ați bătut la cap, mi-ați dat mesaje, fă vloguri mai mari, că dă, nu te rup. Și mie mi-a fost frică și am zis, nu fac vloguri mai mari. Ați văzut vlogurile cu 2 ore, o oră și 1 minut, 57 de minute, o oră și 9 minute, numai așa am ținut-o. Rugămintea mea e ca de fiecare dată să dați și voi cât un share, mă frate, că nu vă costă, mă, nimic. Și share-ul mult înseamnă chestii frumoase care se vor întâmpla mai repede, pentru că frumos va fi, vă spun eu, va fi cu siguranță, dar takes time. Dar dacă voi mă ajutați cu un share, cu atenție, cu o chestie, vă dați seama că vin mai repede. Că v-am povestit în atâtea live-uri cum funcționează treburile. Dorică, să ușor bucați așa. O facem cioca, nu e nici Paștele. E full aici, dar asta e un lucru bun, nu e așa? Hai să vedem. O pun eu la 2, el la 1. O pun eu aici. Vino și tu aici, dă în cameră, fă tranziția. Că începem să spălăm. Păi nu mă trebuie să faci așa în cameră. Dar ușor, nu o sparge, mai dă o dată. Gata și spălarea, fraților. Hai să ne udăm o leacă popou. Să mergem la mall. Fleșcă pe popou. Bănuți. Știu că mă așteaptă mașina din spate, dar n-am ce să-i fac. Mai bine o leacă fleșcă pe geacă decât fleșcă pe cur. Oricum mă fac vrește. Hai să încercăm să îl ducem așa în soare. Mulțumesc pentru așteptare, dragii moșului. Îl pun aici. Uite-l și pe Dorică. Hai ușor, George. Aoleu, iară. Ce o avea, mă? Că le încurc mereu. Hai, rămâi o leacă aici. Spală și Dorică și revenim. Trebuie să mergem, uite acolo. Acolo e Iulius Mall. În toate clădirile alea cred că sunt magazine. Iar noi avem loc de un kilot. Cum facem? Păi și să dau 55 de milioane să am doar cu ce să încar hainele? Mai cumpăr un ghiozdan, nu? De regulă trebuie cumpărat de la North Face, că ăla se poartă. Deci din nou dau 50 de milioane să încar hainele acasă. Că tu am auzit că nu pui ghiozdane de alea ieftine. Hai să căutăm loc de parcare. Taxi, noi nu suntem taxi, suntem peste taxi. Doamne, n-am auzit un claxon, mă, că stai aici. Deci nu se poate așa ceva, mi se pare anormal. Dacă și intru în mall și nu-mi cumpăr nimic, sunt zeu. Deci sunt zeu absolut. Mă, uiți, dar unde ne împarchez și pe noi? Afară, aici, în parcarea asta, la poliție. Putem? Mulțumim frumos! Hai, Dorică, cu asta, nu blocăm pe aici. Salutare! Și aici o lăsăm, Dorică. Dar ce se întâmplă aici? Ce se întâmplă aici, măi? O adunare, ceva? Ce se întâmplă aici? Întrunire? Ce întrunire, frate? Nu avea toți evacuările schimbate să le, ia talonul în masă. Auzi? Și de ce ne-a lăsat? Că a crezut că suntem noi la meeting, la că venim. Ăla ne-a primit, ai văzut? Da, păi și polițistul a zis, hai, intrați aici, foarte de treabă. Nu plătim parcare aici? Ma, păi gata, ne luăm un boxer ceva. Ne luăm un bichin, tata, că nu se mai poate. Uite vă, CFMoto, frate, au CFMoto la poliția locală, ești nebun, cât de blană. Nu te supăra. Ce este aici? E pentru poze, pentru ceva, e ceva campanie? Nu e nicio campanie, e cu grupul lor și o să plece de aici la kilometrul 6, undeva pe Cova și acolo. Ah, ce frumos. Se plătește parcarea astăzi aici? Până când pleacă ei, nu. Până să plece ei, o să închidă bariera și o să plătească. Da, da, da. Deci mai bine plătim, Dorică. Da. Păi o să stăm vreo 2 ore minim în mall. Că noi nu suntem de aici, adică suntem pe vizită, bă. București, Pitești. Uite unde ai plecat. Undeva la... Într-o oră ar trebui să plece, 45 de minute. Ok. Ce mișto, frate, până și poliția locală aici la voi au CFMoto. Motoare, nebunii, mișto. Mulțumim frumos de informații, spor la lucru. Să trecem pe lângă barieră. Când plecăm? Ești sigur? Așa o văd. Păi nu, mă, frate, avem numere de matriculare, lasă încolo. Luăm o oră, minim. Luăm 2 ore, cât să fie, frate, 4,5 milioane. Te mai făceau pe tine. Plătește tu că îți dau eu. Da. Îți dai la sfârșitul lumii. Introduce stichetul. Păi și cum facem? Hai încă o dată acolo. Vezi? Și ca să iei tichet, trebuie să și treci cu mașina ta să scaneze mașina. Ok. Am întrebând de poliția și cu asta, basta, nu? Salutare, băieți! Vrem și noi să plătim parcarea, dar n-am luat tichet. Suntem cu motoarele alea două, da, și vrem și noi să dăm motoră de mol, că nu suntem de aici. Nu se va plăti, cel puțin pentru ei, nu se acum legat de voi. Păi asta e, mă gândesc că voi o să plecați în vreo oră, noi rămânem pe mall și mai ieși după aia. Plecăm la 100 de plecăm tot. Dar mai sunt 3 parcări. Nu rămânem neapărat de aici, nu, dar ele plecăm. Da. Nu ne-au făcut semne să intrăm aici. Că v-am văzut cu alea, știam că cu... Și noi am intrat. Poți să ieși acum, nu-i târziu. Sunt 3 parcări, ești subterană. Dacă tot este așa afară, iară mergi dreapta, cum ține pasajul și iară dreapta undeva, știi? Aha. Ocolești cumva. Da, 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 cred că știm, da, și sunt barierele alea de intrare, enter și exit, da. Mulțumim frumos, băieți, spor la lucru. Păi uite, mă, avem loc pe sub barieră, mă. Ai avut dreptate, frate. Dar și când îți ia numărul de matriculare? După ce ți-l ia. Cum adică după ce ți-l ia? După camerele de aici, tu vezi câte numere sunt? Camere, mă, camere, văd că n-ai plătit. Tu ai număr pe față? Nu, am pe spate și uite camerele în spatele meu. Unde? Peste tot. Nu sunt bărnetea nimeni. Pe fiecare stâlp, păi și eu n-am făcut. Eu nu plătesc, trec pe lângă ea. Hai, mă, las. Hai, să le mutăm, frate. Hai să fie cetățeni cinstit. Păi aia zic, hai să întrebăm pe ei. Salutare și bine v-am găsit, avem și noi o întrebare că tot ați venit. Goguci, îmi pare bine. Bravo. Goguci, îmi pare bine. Ne-am întrebat și domnii polițiști cum face cu parcarea, a zis că nu putem ridica tichet aici să plătim parcarea și că ne recomandă să ieșim să intrăm în parcarea aia, numai că noi am văzut bariera aia, adică treci, nici nu te lași așa pe motor și treci pe lângă ea. Noi nu suntem de la evenimentul ăsta, nu suntem de aici, noi venim de pe la București și Pitești. Eu credeam că veniți cu noi în coadă. Nu, și vrem să dăm o tură de mall. Trebuie să luați tichet, da, da. Și cât stați? Vreo oră jumate. Da, trebuie. Da, și dacă plecați și trecem pe sub barieră? Dar nu-i problemă dacă treci pe sub barieră. A, uite, ai loc. Păi da, asta zic. Dar nu vă mai ia. Mi-era frică să nu ne ia pe camere pe astea. Terminați cu pustiile. Mergeți liniștiți. Ziceți că ați fost de la paradă și au plecat fără. A, da, mă, bravo. Organizată, știi, molă, nu-i străzi. Nu-i problemă. Ați ratat parada. A, ok. Gata, mulțumim frumos. Voi ce faceți? Mergeți la plimbare, nu? În grup, așa? Paradă organizată. Festival. Nu veniți la festival. Festival la kilometri. Păi nu avem niciun fel de informație. Noi am ajuns ieri. La kilometru 6 pe calea Radului. Da. Acolo e festivalul, fost și ieri și azi. Festival moto cu un eveniment caritabil, azi o paradă prin oraș, după aia ne oprim direct acolo. Da, ce frumos. Să ne cumpărăm un kilo. Frumos rău aici în Timișoara, pe cuvântul meu. De unde ești? Chiar e frumos. Amândoi suntem piteșteni, dar eu am mutat în București acum vreo 9 ani și îți dai seama ce e în București, adică nu pot să recomand nimănui Bucureștiul. Da, Păi deja cred că suntem la kilometru 5000 vara asta. De-aia am plimbat efectiv Maramureș, Bucovina, facem o colț, dar plecăm pentru o noapte și stăm o săptămână. Noi rămânem aici, da, nu mai am chef. Da. Treceți pe la festival mai încolo, toată ziua, până noapte e festivalul. La drum. Chiar o să venim. Da, uite, o să venim. Mulțumesc frumos de informații. Mergeți cu grijă. Vă așteptăm, dăm o bere. Da. Ne-a părut bine. Deci ai auzit, paradă, kilometru 6? Nu știu ce e aia. Nu fi pe autostrada București-Pitești, îți dai seama, kilometru 6. Să mergem și noi, facem story-uri. Unde sunteți, mă? Ai avut dreptate, bă, cu bariera, bă, frate. Vezi, mi-e frică, mă, mi-e frică și pe un leu. Ai fost cetățean cinstit mereu, nu? Am fost cetățean cinstit mereu, dar și dacă încerc 200 de lei mai scos în schemă, trebuie să mă împrumut 100 să-ți dau toți banii. Și am mai și întrebat poliția. Acum să uite, ia uite, bai, boli, mă. Ia uite, băi, boli, mă, româna și așa fac acum. Hai că îi prindem noi, stai că pleacă ăștia. Cât să fie, frate, 15 milioane? Dacă e mai mult de 50 de lei amenda, dai tu restul. Eu nu dau. Facem pauză, ureacă, că nu intru cu casca, mă-l bă, Dorică, mi-e și mie așa, am show, așa, o rușine, puicatului. Nu intru așa, mă, cu casca asta, mai filmăm cu telefonul dacă o fi ceva, vă arătăm ce facem, da? Și vă arăt și pe mol, că știu că vă place. Hai să vedem, hai ne mutăm pe Galaxy S24 Ultra. Eu, Goguci, dacă fac un mol de ăsta, sunt milionar. Hai să vă explic de ce, fiți atenți aici. Băi, e huge. Deci Mario a avut dreptate că ne trebuie 2 zile să-l vedem. Dar noi ne ambiționăm. Astăzi facem ciuperci pe talpă și tot o facem astăzi, da? Cărăm și astea, trebuie să le găsim un loc. Ia uite cum e ramul ăsta, bă, ai avut dreptate, e frumos, rău. Deci am zis că nu e unde ăsta, merge. Bă, mai îmi trebuie 150.000 de euro și ți l-aș lua. Arată? 150.000 de euro, da. Ia uite-o ce frumos, uite lumea la mine că filmez. Ochelarii aia mâncați, aș goi, de dai schimb pe schimb, ești nebun și mai te dau 2000 de euro. Da, mă, frumos. Hai să vedem, nu filmăm acolo în dreapta. De ce mă aduci aici? Îmi lasă că n-am filmat aia, o blurez, să nu văd așa ceva. Hai la Regina Maria, vedem și pe Regina. Am intrat în mall, deci de aici începe călătoria noastră. Și am uitat să vă spun, ieri ne gândeam să mergem în Budapesta și n-am luat în calcul inundațiile, așa că nu mai mergem, voiam să vă facem o surpriză. Bine, zici că ce surpriză. Ochelari, revin. V-am zis că nu se poate fără să fac o boacănă. M-am înțolit aici jos, mi-am luat niște încălți ASICS. Am venit după Nike-uri. Nu, e în regulă, e în regulă. Am venit după Nike-uri și mi-am luat ASICS-urile astea. Dorică approved, mulțumesc tare mult, apreciem. V-am zis că nu se poate, mă, nu se poate fără să fac o boacănă. Uitați-vă și voi, și a greșit și Dorică, că a zis stă bine, stă bine. Și acum mergem să căutăm o altă periche de încălțări. Dar mie nu mai are loc, că băgăm la Dorică. Dorică, băgăm la tine, da? Unde? Am râs și cu fetele de acolo. Unde am fost acolo? La Sport Guru? Am râs cu fetele la Sport Guru, Sport Guru cred că se numea. S-au și făcut content de calitate, a venit cineva care ne urmărește, îi salutăm pe această cale. De fapt, te salutăm, că a fost o singură persoană. Mulțumim tare, tare mult și s-a făcut o poză, sper să apară. Unde ne-am dus, hai? Dacă puneți pozele, dați tag la Goguci să văd și eu, vă rog, mult de tot. A zis Dorică, hai să bem o cafea expensiv și am zis bine. Cafea expensiv nu prea, că n-a fost foarte, foarte mare. Dar Dorica a plătit cafele, mulțumim Dorica pentru cinste. Plătindu-le, i-a prins o ofertă bună, rău de tot. Un ghiurdo la preț întreg. Și-a dat șpagă, vă spun adevărul, 2 lei ca să-i dea cu Nutella. I-a dat cu Nutella, fraților. Vă dați seama, dacă a dat șpagă 2 lei, a fost Nutella cel puțin 3% mai mult. Hai, rupe mai repede și mănâncă. Ca să vadă domnul antrenor, hai. Ne-am mai întâlnit în mall aici cu cineva, spune numele tău. Luca? Da, Luca. Luca, și tu? Tot Luca. Tot doi Luca. Salut Luca. Salut Luca. Ce faci în Timișoara? Ce fac în Timișoara? Păi ați văzut pe TikTok, am făcut trip prin România cu Can-Am Spyder. Mă rog, ați făcut mărșiță cu Luca și cu Luca, vă las că vreau să vorbesc și eu cu ei în realitate. V-am pupat. Ia uitați activare drăguță aici. Te învață să faci primul ajutor. Vedeți? This is nice. This is nice. Uite manechinile aici. Știi, mă, să faci primul ajutor? Nu, vreau să nu se facă primul ajutor. Am ieșit la Iulius Gardens. Și îmi place. Nu am ochelari. El nu are ochelari, că de-aia i-a luat, să-i zgârie oleacă în portbagajul ăla, îi facem dreapta pe aici. E frumos, să știți, chiar este frumos, este formidabil, recomandăm să veniți aici. Unde-i Can-Am? Ăsta albă cu alea, nu? Nu e, mă, Can-Am, că are 4 roți. E ATV-ul, poate, Can-Am. Da, e nice. Adevărat. Toate verziturile tăiate așa cum trebuie, frumos, rău de tot. Ok, doamne, câtă pisică! Haideți să vedem dacă ne zărim motoarele de aici și le zărim. Avem și lume lângă. Ia să vedem. S-a făcut content de calitate lângă jucării. Și a plecat. Ne-am întâlnit și cu ei, fraților, le mulțumim și lor că au venit să ne vedem. Așa, pe drumul nostru spre centru, vreau să vă arăt taxiurile alea New York Taxi. Cred că sunt cumpărate din New York și puse în funcțiune aici, cu numere de Germania, aparent. Dar foarte mici. Am auzit de ele. Uite, e primul pe care îl văd, ni s-a spus. Taxiuri interesante de America. Încerc să mă apropii, să-l vedeți mai bine, uite-l. How nice is this? Very nice, să spun eu. Ia uite. Nice, tată, nice. Frumos. Ia vedeți parcare ce s-a făcut aici în Timișoara. Stai să vedeți. Ce înseamnă permisul pe bune, ia uite. Ia uite, tată. Bine, m-a atins de 3 ori, dar e bine acum. E bine. Dai 300 de euro, te ieri pe viață. Stai liniștit. Hai să plătim parcarea, tata, am văzut automatul acolo. Nu știu în care e mersul, dar plătim, niciun fel de problemă. În aventura noastră prin Timișoara am găsit mașinile astea. Și? Ia uite-te, uite-te în stânga. Cine e? Uite un Ryker frumos. O, ce frumos e. Ia uitați-mă, fraților. Bă, dar l-am văzut pe undeva pe ăsta. Da, unde l-am văzut pe ăsta? L-am văzut sigur pe undeva. Ia uite ce frumos ce a făcut. Sunt curios cum ține vopseaua asta. Casca asta... E vopsii, mă, peste tot? E vopsii, nu? Foarte mișto. Îmi curios cum ține la viteză, la pietre, la... Ia să ne uităm pe față. Nice. Aerografie Timișoara. Good, nice, 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 nice. Îți place, mă, Dorică? Faci switch-ul? Are Fox-ul acolo, dar tu n-ai Fox-ul acolo, l-ai? Nu. N-ai Fox-ul ăsta aici? Am Caiaba. Caiaba? Care e mai bun? Foxy. E mișto casca asta, cât o vorbeam de Fox. Dar nu e rated de stradă, din păcate. Nu-ți trebuie casca. Nu-ți trebuie casca, așa. Dar trebuie. Ok, hai, vedem ce mai e pe aici, vă mai țin la curent. Haideți că am făcut networking masiv cu băiatul cu Ryker-ul. Și vă mai arăt așa, rapid pe aici, pentru că o să plecăm. Să plecăm în zona asta. Mă așteptam să fie mai multe mașini, bă, Dorică. Uite acolo, un motor. Ia uite, ooo... Zici de ăla, mă, tăiat așa pe jumate? Da, ăla e de drift. Le știi tu, nu? Da, știu. De la Top Tuning. Ia să vedem dacă am ghicit. Ai ghicit? Păi ia uite ce mare scrie. Două motoare, cred că are. Cum o să văd două motoare? Două motoare, unul în față, unul în spate. Hai să vedem. Sunt pentru drift? Ia uite-te mă ce scrie. E de drag. E de drag? Da. E de drag. Are însă unul în spate. Le știi de pe social media, frate, că tu mănânci pe pâine. Ia uite, mă, uite cum arată asta, bosule. Nu mai, asta e preferata mea. Efectiv. Asta e preferata mea. Oh my god, cum arată, frate. Mamă, bă. Gata și cu centru, acum hai să vă spun care e planul. Ne-am pornit jucăriile. Nu pornim Waze, nu pornim nimic, ne plimbăm pur și simplu, explorăm Timișoara, fără să punem Waze, repet, și vedem cine este în cale, ne oprim dacă ne place ceva, parc, clădire, autobănuții. Fraților, ne-am plimbat până tot orașul, fără Waze, fără alea și uitați, am mers și noi la grădina zoologică, am zis să vedem și noi o gorilă, un crocodil, porțile puse. Și să aflăm că sunt porțile puse de 4 ani de zile. Ceva de genul ăsta. Mai avem acolo un muzeu satului. Ne-au zis băieții aceștia doi să vizităm. Mergem să vizităm muzeul satului. Hei, Goguci cu Dorică, la muzeul satului. Lângă faptul că s-a închis și nu putem intra în nicio căsuță, este a doua nuntă pe care o vedem și bravo, la mulți ani. Mergem să dăm și noi un dar. Frumos. Mi-au lăsat nunțile astea 300 de euro, doar așa în trecere. Vă dați seama cât costă să te duci la o nuntă, să fii invitat. Eu, a treia nuntă, frate. Oh my god, a treia mireasă. Asta e un fel de place to go when you're getting married, știi? Frumos aici, în tufele astea. Fun fact, când te plimbi cu Dorică, nu vă luați căști foarte scumpe. Păi nu că ți-am zgâriat tu mi-o pui mereu în calea alei mele. Uitați-vă la casca mea cum arată. Asta mai valorează 300 de euro maxim. Efectiv, mi-a ciumpăjit-o pe aici. Ia uite aici semnul ăsta, ia. Ia uite ce mi-ai dat aici, Dorică. Și că mi-ai dat cu sabia. Arată și mie. Aici. De ce dai așa repede? Acolo ți-a călcat-o doamna aia cu dinții. Mă rog, nu e de venit. Și am stabilit cu Dorică să ne luăm ceva așa mai... 500. 500 de lei bugetul. Da. Ne luăm o viziră, mâncați, aș vrea o legăm cu scoci de banii. Da, deci never again. Mai țineți de parcarea de la mall cu atâția motocicliști? Ei bine, random ne-am întâlnit cu ei. De fapt, aici se ținea adunarea, să spunem așa. Au avut muzică, au avut tuci. Ia uite la aici. Plin de motoare, noi iar ne-am anunțat jucările la poartă pentru că nu am știut și da, ne-am întâlnit random, se mută toată distracția asta la o altă scenă. Dragii moștri, ăsta a fost muzeul satului, oamenii s-au mutat de la o scenă la alta, v-am zis, cu concertul și acum s-a băgat și Tony. Tony a venit de la București, cât ți-a luat, frate, să ajungi până aici? 2 minute, mulțumesc. 6 ore? 6 ore? A venit singur de nebun, tocmai de-aia e de-al nostru și acum ne continuăm, aoleu bănuții. Ne continuăm tura prin Timișoara fără să folosim navigație, fără absolut nimic. Nici măcar de poliție. Bine, oricum mergem încet, ați văzut. Hai, ne vedem din oraș, dacă apare ceva interesant. Dacă nu, vedem de unde. L-am păcălit pe Dorică că dacă apăs un buton aici, îmi coboară casca. Și dacă o mișc o leacă, chiar coboară casca. Că e greu GoPro-ul. Și m-a întrebat de unde își pune și butonul ăsta. Glumesc, bă, nu m-a întrebat. Salut! Leu, mergem spre centru, îi duc pe băieți iar în centru. Am impresia că știu care e drumul, dar nu, să știți. Mamă, ia, nu mai mi-au banii, n-am apucat să-i spun că nu mi-au banii, nu mi-au bănuți. Hello, sir, aș avea loc aici, dar las așa. Știu că pe cameră pare că nu aș avea loc aici, dar să știi că am loc milimetric. Și nu vreau să deranjez, mai ales, bă, când vezi atâta lume la un loc, fără claxoane, mergând, ținând banda, nu-ți vine o să te baci. Pe cuvântul meu, dacă îți vine să te baci. Hello, sir. Unii centru, gata, mă, stai că-l știu. Picișile. Aoleu, băieți, ați rămas în spate, bă. Cer scuze, băieți. Dar nici nu mai suportam să aud muzica aia, să stau să editez clipul, că să aude muzica și asta. You can go, because I'm waiting for my friends. Hello, bonjour, les élèves, elevi. Les enfants, elevi. 200 plus! Fuge! Salut, băieții! I-aș da tare, dar... Na, să nu dau un exemplu greșit, dacă știi ce vreau să zic. Hai, Tony Stark! Hai, Dorică! Bine, băieții, stați ușor aici, băieții, că e cu grup, e cu ăsta. Stratul ăla. Hai să vedem ce se întâmplă aici, pușient. Uite, mami, uite, mami, ia uite, mami, ăla, bă. Acum nu știu cum e amenda. Dorică, fii atent cum facem. Ușor. Le lăsăm aici, dacă vine poliția, spune că n-am știut, că mai erau motoare pe aici, înțelegi? Măcar dacă am vedea și noi un polițist, să întrebăm, că așa e frumos. Uite-l în partea aia la mec, îl vezi? Ia uite. Băiatul e curios de rău după. Ideea e să nu ne întâlnim cu poliția, să-l întrebăm timpul care ne scrie amenda, aici e cel mai rău. Fraților, am venit la mutare, că uite, vine poliția. Bună ziua! Da, să știți, chiar v-am căutat, am găsit pe cineva la Meca acolo, dar nu erați dumneavoastră. Și venind de la Pitești, bine, și de la București, am vrut să facem și noi o pozică așa repede, dar n-am plecat de lângă ele. Ideea e că am mai văzut și azi, am mai dat niște ture pe aici și am mai văzut motoare. Eu știu că sunt faine, dar aici nu. Ok, gata, ne luăm zborul, mulțumim frumos! Și asta? Nu este a noastră, tocmai de-aia am parcat și noi aici, am crezut că, na. Erau mai multe și acolo unde sunt la biciclete și am crezut că, na, e permis să vii să bei o cafea. Ok, bine, s-a înțeles, plecăm, mulțumim frumos! Gata. Bună seara! Foarte mișto, nu sunt la fel de riscante ca un motor. N-ai probleme cu... Nu, nu. Ne-am distrat și noi de 5 minute. Mi-arată bordura. Noi venim de la București, de la Pitești. Da, o luăm așa pe aici, așa. Putem parca aici? Ah, super, vă mulțumim mult! Hai, mă, parcăm aici. Gata, mă, am rezolvat-o, noroc cu domnul. Aia cu chiar merge și noi o cafea, merităm. Pe cuvânt, dacă vă mint, nu mai pot, aș bea o cafea de... nu mai pot. Mamă, e 7 și eu aș bea cafea după un litru de cafea, tiră la online. Haideți că de aici am mutat Spyderele acolo, iar a venit poliția locală și am dat o leacă trompe așa și am parcat-o legal acolo, noi, eu cu Dorică și Tony pe undeva pe acolo. Și acum căutăm un restaurant unde să ne așezăm să bem ceva, că de mâncat, eu am mâncat cu Dorică. Nu e problemă. Fraților, am stat unde am stat și aseară, la Victoria. Lui Dorică îi place pieptul de pui la 80 de lei, fără salată. Cu salată, cât e un cu salată? Cât vine? 1.700.000. Da. Cu tot cu tips, de lași tu 20 de lei, că așa e frumos. Numai că dacă ți iei și o pastă și ce ți-ai la tu T-bone-ul ăla, puteam să fim pe Grecia încă 2-3 nopți, dar ai ales T-bone. Sarea cât era? 30 de lei? Nu e scump în Timișoara. Cine a sărit? Glumim, e frumos. Cine a sărit? Zahărul e moca, dar nu merge pe carne. Ne întoarcem la jucării și dăm spre cazare, pentru că Tony și-a dat interesul încă de la prima ora dimineții și nu are cameră nici până acum. Da. O jonglăm acolo. La... O jonglăm la barul hotelului. Așa zic la recepție. Mamă, ne-a dat Tony cu un parfum, mamă, nu știu de unde vine. E scump, a zis că vi-l permiteți, dar l-am căutat pe net și mi s-a blocat, m-au sunat ăștia de la Orange. Stai, domnule, la un loc, e nebun? Doamne, feri! E sau nu e? Așa, asta trebuie să zici, de la bun început. Vin acum la tine, te pup. Fraților, m-am luat panică, azi am vorbit cu Dorian, nu mai găseam cheia în buzunare. Am lansat un contact, nu mult, 2 ore, 3 ore. Da, n-am glumit, chiar nu era în buzunare și m-am gândit că am scos chestii din buzunare și mi-au căzut pe acolo. Dar tu ce semn făceai de aici? Că nu te vedeam, că e lumină. Ah, și eu nu i-am văzut, hai, că am găsit-o și uite că era aici. Telefonul, eram cu cască, cu ochelari în mână, am zis, cum-l hai mă, că ne-am regrupat. Regrupat. Ați zice că fac mici, dar nu, regrupat. Băi, ce sperietură am luat cu cheia, bă, frate. Nu știu ce se întâmplă cu mine, că v-am zis, întotdeauna organizat, nu sunt uituc. Dar știu ce am făcut, ne-am luat un Pepsi zero zahăr și l-am băgat în portbagaj, ne-am dat la vorbă că Tony n-a mai avut loc pe locul nostru de parcare, să zic așa. Și dându-ne la vorbă, țaca-paca, am uitat cheionul. Ulu, Doamne! Iau naiba cheia asta, o vedeți? Asta e cheia, asta e cheia. Uite aici, la buzunar. Să nu te mai auzi, Goguci, că o pierd, că te dau o jecată, te dau unele. Mergem frumos la recepție, o încercăm. Păi ne-am bătat mirosind toți la fel. Haideți mă aproape, vină un coace ca să nu, să nu știe. Nu te mai da, frate, că ne-o dă pe moca, ne dă pe banii înapoi. O să zică, ce bine mirosiți, de unde veniți? Păi fiți atentă, tatăl meu are cel mai puternic parfum de pe Europa. Bună seara! Ce faceți? Aveți și noi un request. Ne-a vizitat băiatul nostru de la București, prietenul nostru, și n-are unde dormi. Și pe motor nu vrea să doarmă, că e frig. O cameră, da. Bine, facem. Perfect. Avem nevoie de un buletin, vă rog. Buletin. Pretenții la cameră, mic dejun nu-ți lua, că noi nu ne-am luat, că mergem mâine. Nu-mi iau obicei pentru că... Nu mănânci dimineața. Nu se trezește. Ia dă să arăt aici pe vlog. Cu ce te dai? Cu ce te dai? Cu Sania. Eram singur. A trebuit eu să vin la... Nu văd nimic cu viziera asta noapte. Dorică? Vino cu a Dorică. Bună dimineața din ziua 3 în Timișoara. Ziua 3 din Timișoara. Înainte de a pleca, vreau să vă spun câteva fun facts despre Ryker 900 în momentul de față. Este un Ryker de 900 Sport, Ryker 900 Sport, Can-Am Spyder F3S. Hai să vorbim de lui Dorică. De fapt, nu eu vreau să vă spun, el vrea să vă spun lucruri esențiale de schimbat când îți iei un Ryker de 900 sau și de 600, că merg toate, Ryker, Rally, ce vrei tu. Ce ai schimbat în prima zi? Șaua. Dar de ce? și au asta confort. Ridică și tu casca. Ridic-o tu, frate, ce vrei, te mâini să am. Și au asta confort versus și a normală. Aute confortul, ia uite normalul. Mai departe, ce ai mai schimba? Lateralele astea de cauciuc. Suporți ăștia de genunchi. Să nu devii și tu cu vână taie la picior. Așa, mai departe. Handguard-uri. Handguard-uri. Să nu și tu la mânuța goală, fără mânușe, fără... Adevărat că te-am văzut fără mânuși și îți place? Vezi? Mai departe. Îți apar mânuși de soare. De soare. Așa, mai departe. Ăsta nu are handguard, nu? Are doar astea cu lumină. Astea sunt... Vedeți, astea sunt cu un LED integrat în ele. Astea au cutout de așa ceva, dar nu are LED integrat în ele. Ok, ok, foarte bine. Și încă o chestie interesantă, Dorică și-a pus cam la toate îmbinările între plastic și fier sau aluminiu. Și-a pus chestii de alea, gen de scaune, de picioare de scaune. Mai departe, parbrizul trebuie neapărat să-l iei? Parbrizul, da. Să n-ai musculiță pe tine, uite, mergi la tricou, altul la ce mergi? Ia. Da, la tricou negru, stați bine? Ai musca pe tine. Am o muscă aici, da, asta. Parbriz cu folie PPF pe el, da, ușor tinted, așa. Nu se vadă albă, uite, diferențe, iar. Da, bă, da. El are farurile tinted, el nu. Eu aș fi pus PPF peste tot, dar urmează, poate fac cu Dorică la Vulturești, punem PPF peste tot, că eu mă și pricep. Mai departe, un lucru important pe care mi l-a zis Dorică și are mare dreptate, nu e hanicamb ăla? Bagajul, eu ăla nu l-aș pune. Acolo te contrazic. Nu ai de ce. Păi, într-adevăr, am văzut ce ai luat la tine. Uite, fără bagaj, cu bagaj. Dar mie nu-mi place. Ceva de genul ăla poți pune și pe Spyder, și stânga, și dreapta, poți pune și în spate chiar. Da, la noi se poate pune numai pe dreapta. Numai pe dreapta la Ryker. Și cea mai importantă piesă, din punctul meu de vedere, este aici la radiator. Acest honeycomb. Protecția asta. Ia auto. Chiar e esențială. Uite, fără protecție aici, a luat câteva pietecele, aici le-a stopat mai puțin, o găurică aici, dar asta pentru că Dorică n-a pus-o din prima zi și tocmai de-aia recomandă. Recomandat în prima zi. Recomandat în prima zi, parcă e altceva, dar recomandarea lui Dorică. Dacă cu Dorică recomandă honeycomb-ul ăla la radiator, eu zic să o faceți. Restul, hai să o lăsăm pentru un alt clip dedicat, că nu vreau să o plictisim acum. Ne vedem de journey-ul nostru spre case, el la Pitești, eu la București. Frații moșului, este ora 1:03 și noi dăm spre Hațeg, am plecat destul de târziu. Aseară am stat până la 4 dimineața de vorbă, 4 și ceva, cred că m-a luat somnul, dacă nu chiar aproape de 5, but nevertheless. S-a dormit undeva la 5 ore. Se murea cu obosiți, dar știți cum e, că bă, ăstea îți revii instant. Ești alt om. Deja mi-am deschis viziera să-mi intre aer de ăsta așa mai răcoare. Mai răcoare, aer mai rece, dar e cald afară oricum. Și alegem întârziere de 4 ore aproape spre casă pentru a ne bucura de priveliști, să nu luăm pe autostradă. Da, așa, mergem la vulcanizare pentru că Tony are un șurub în anvelopă, dar l-a luat cred că de pe drum, de undeva, de la București până aici. Nu-i pierde aer, nu nimic, dar ca să fie totul safe, mergem să-l scoatem. Vă recomand să nu vă scoateți șuruburile sau cuiele din anvelopă, mai ales dacă nu pierdeți aer, decât dacă sunteți aproape de o vulcanizare, pentru că e posibil să piardă imediat după. Asta nu este un lucru cu care vrei să faci pană, mai ales pe rata din spate. Repet, că se scoate mai greoi roata, trebuie o sculă anume și așa mai departe. Tony a băgat vulcanizare pe navigație, noi Hațeg, eu cu Dorică. O rezolvăm și noi la vulcanizare și revenim, vă țin la curent, vă spun ce s-a întâmplat. Cata, fraților, 30 de lei mai târziu, omul meu are dop, i-a umflat și anvelopele, avea 1,2 pe față în loc de 1,8, iar pe spate i-a băgat din nou 2. Așa că suntem gata de drum, am mers până în partea cealaltă a orașului pentru vulcanizarea asta. Fiind duminică, majoritatea sunt închise, dar hai să mergem la drumul nostru, bă, la peisajele noastre, bă. Let's go! Bă, dar ce-o avea, mă, de bea atâta apă? Ce-o avea, mă, de bea atâta apă? Am avut o porțiune de autostradă și încă mai avem și... Stați așa, olea, că m-am grăbit. Ce pompă sunt? Pompa 3. Îmi plătești și mie, te rog frumos? Ce? Îmi plătești și mie? Că vine ziua mea pe 7 ianuarie. Ne luăm câte o cafea? Păi ai dormit până acum. Mai luăm și un Pepsi zero zahăr. Sărmâna, am luat și o Pepsi ăsta zero zahăr. Țin la siluetă, nu vedeți? Ia uitați, fac sală de 2 săptămâni. Un flat white. Cu cardul, vă rog. La București dădea o dubă în spate, să-i facă loc la altă dubă, să intre la dreapta, eu făceam stânga și ăla nu m-a văzut, am claxonat cred că 1 minut jumate, nu-ți exagerez. Și s-a oprit la așa de aripă. Cu lapte normal sau lapte de cocos? Cocos, că normal am tot băut. Cocos, că pare mai scump, știți? Se face greu laptele de cocos. Bă, mă bucur mult, tată, că ai o cal care trage în toate apele lui. Consumă mult, 5 milioane la 100 de kilometri, mi se pare mult, dar... Ia uite umbrele astea, doamne. Ia uite, bă, cum și-au parcat băieții mei. Torcaretele, bă. Și o luam la naiba, în praznic. Nu m-a dus căfărlia. Haideți că nici n-am plecat bine de la benzinărie și n-am mai rezistat pe autostradă decât 3 minute maxim. Și i-am dat spre Topolovățu, Valea Iosifalău, Putinți, Calea Lugojului. Iosifalău, Logofățu, ce n-ai mai pe aici? Îi dăm pe aici, în comune, în chestii, ca să nu mai mergem pe autostradă, că am ajuns la capătul puterilor. E mult mai mișto așa, să explorezi, să mai vezi un sat, mai vezi un om, mai ridici o mână, pe cuvânt. Am făcut o mică oprire să bem apă și Dorica are nevoie la toaletă și am venit la terasa la Tei. Pentru cine știe, sunt cei care organizează evenimente. Da, și nu știm exact în ce județ suntem, Și nu în ce România, frate, zi în ce județ ești. În ce județ ești? Uite, Niaz. Niaz. Bă, bune, uite, de acolo se iese Niaz. Trebuie să treci cu 50 la oră, dacă nu amendă. Aveți și căprioară. E căprioară. Uite căprioarele aici, aude-le. Hai să vedem ce mâncă la doamna aici. Că dar nu bea un suc de la o doamnă, ascultați ce vă spun. Poftiți, băieți, haideți. Sunt curios dacă găsim o masă liberă. Ia vezi, mă, cum e afară, pe terasă, frate. Sărmână! Asta se găsește în meniu, da. Pentru cei curioși, prețuri și nebunii, că mie îmi place să mă moi câteodată. Astea se găsesc pe masă, căști, GoPro-uri și așa mai departe. Pe iarbă se găsesc mese, scaune. Uitați, avem acolo niște mere, avem gardă. Ia uite, doamne, câtă pisică! Ce avem? Ce avem? Bă, de ce ne-am dormit noi aici 2 nopți, mă, frate? Și cât cheltuiam 0 lei. Pichi! Pichi! Votați chiar acum în comentarii. Pichi sau Dorică? Pichi sau Dorică? Dorică a făcut... kinetoterapie. Nu, kinetoterapie. Ia, a plecat... Bă, nu se poate. Ce faci de astea? De ce râzi? Ia uite, cacabubu. 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 Bă, frate, tu ucizi toate muștele în aer. Mă duce aer. Nu mai știi județe de astea cu gărgăun până aer? Acolo ne mai suntem, zi. În Deva. Nu. Devastare totală. Nu e. Bă, brușii și mai ce să doarmă omul ăsta. S-a mâncat, suntem saturați de mâncare, dar ia vedeți aici. Ciuovea, mă, dă, doarme așa pe mese, mâncați aici, burată. A luat, nu știu ce a luat, l-a luat valul. Ia uite. Când doarme, zici că se fac poze. Ia uite. Are fața aia de... E vreo problemă? Of, greu e, doamne, după ce mănânci și mai ești și foarte obosit. Ce să faci? Uite, doamne, câtă pisică! Hai înainte, hai înainte. Cer și o scuze la fiaturile astea. Ia uite. Hai să ne cerem scuze. Azur? Ce ai? Pichi! Pichi! Ăsta e Pichi de la Iaz. Ia uite-l. Ia uite-l pe Pichi. Ce ai, mă, frate, mă, nu-ți plac astea cu 3 roți? Că dacă aveam scuter, nu cred că făceai așa. Doamne, hai, gata. Ce frumos e aici la Băuțar. Ce zonă de ATV, uitați-vă și voi stânga, dreapta. Avem și poliția, salutare. Dar e foarte nice pe aici. Tot la fel bisericuțe frumos. Liniștit, fără trafic, fără nimic. This is a dream. Am I dreaming? Șeful, lasă ușor, șefule, că e jale, te pup, te respect, stai liniștit. Hai să vedem de unde ieșim, dacă am nimerit unde eram, ia. Băuțar, da, exact. Atenție căprioare. Aoleu, mi-a mai revenit, să știți, eram mort de supărat după mâncarea aia, obosit și una alta. Dar cu toată oboseala mea, credeți-mă, dar așa ajunge la, să zicem, la 7, la ora 7, adică într-o oră jumate la ATV, aș și cu ATV-ul, să știți, dar nu ajung, nici nu știu dacă ajung la ora 12 acasă în București, să știți. Este 5:39 pentru cei curioși. Ia uite-mă zona dată de acolo. Bă. Lăsați jos în comentarii dacă sunteți din zona asta sau de prin apropiere. Și dacă vă dați pe munți, știi? Bă, Doamne, cât am muntele, dealul, wow. Și evident ce ATV-uri aveți, cu ce vă ungeți pe suflet. Hai să-i dăm o leacă, că am intrat pe autostradă. Glumez, mă, mergem legal, ce aveți. Am intrat în județul Hunedoara. Formidabil pe aici, să știți, dar zici că au venit dintr-o dată minus 5 grade. De fapt, au plecat gradele. E extrem de frig aici. Dintr-o dată, efectiv. Da, se simte bine. Dacă nici acum nu ne trezim, despre ce vorbim? E drumul frumos. Intrăm în Zeicani. Voi întotdeauna când recunoașteți locurile din vloguri, dați comentariu. Pentru că niciodată nu se știe cum mai ajung. Și cum vin cu ATV-ul, dacă știți ce vreau să zic. Bă, este extraordinar de frumos aici, pe cuvântul meu. Deși eu am mai trecut fix pe strada asta, dar n-ai cum să nu te minunezi. Mai ales de ceva ce vezi o dată pe an, maxim. Ia uite-mă, frate, aici mă mi-aș strânge o casă, aici. Aoleu. I-aș face un magazin de la pe colț, tot eu să cumpăr. Vă dați seama că nu prea ai vecin pe aici. Dar uite, să fie așa înconjurat de munți, it's a dream. Bă, uite-mă cum s-o vede, mă, că nebunesc aici. Holy moly, frate! Hai că aici e frumos, măcar să ai, vă dați seama, stai la casă, ai view ăsta, dar pe ăsta. Wow, bă, ce mi-ar fi plăcut cu ATV-ul, bă, frate, o să mă sui, bă, toți ăia de acolo. Să plec, să stau cu cortul, să nu mai îmi fie frică de urși, dar încă sunt în căutare de pastile, să-mi dispară frica de urși. Am intrat în Hațeg. Doamne, Doamne, ce norocoși! Ia uite acolo trasee de off-road. Pe cuvântul meu, de nu știu, mă gândesc de parcă aș rămâne, frate. Aș rămâne în noapte, de nebun. Pe cuvântul meu, mai ales că și oboseala asta în noi, chiar aș rămâne, da? Am treabă, fiind mâine luni, ce naiba să fac? Oricum, în foarte puțin timp, cred că într-o oră, aproximativ o oră, se va întuneca. Iar eu, vizieră neagră. Dorică, vizieră neagră. Noi doi din trei avem vizieră neagră. Nu este bai pentru că dacă mergi ușor, n-ai treabă. Oricum am mulți kilometri cu vizieră neagră, asta trebuie să o recunosc, dar nu o recomand nici măcar 1%. Pe cuvântul meu. E bine că am acum mai multe căști și o să le tot schimb. E porbagajelul ăsta mic, dacă nu mă îndur să-mi iau porbagajele la pe Spyder, nu o să am ceată în loc de încă o vizieră. Întotdeauna găsesc alte lucruri de luat. Mai ales GoPro-uri, baterii, încărcătoare, o țoală, o chestie. N-ai. Salut, băieți! Ce fac, băieții? Mergi, băi, nu știu, naiba, dar abia ne-am dat seama unde suntem. Cum e X4? E mișto? Aveți Can-Am, nu-i așa? Nu, eu am 625. 625-ul? X10-le e mișto. Mă gândesc. Mișto, trage, rezistent, l-am probat. Na, ce să vă zic? Unii pe aici, că vine și Joe de Revelion. De Revelion vine? Păi trebuie să vorbesc cu Joe. Joe trebuie să vină la mine, trebuia weekendul ăsta, dar uite-mă până țară. Îmi dați un mesaj pe Instagram? Să vă știu și eu, să vă am. Mi-a părut foarte bine. Numele? Artur. Artur? Florin? Narcis. Îmi pare bine, băieți. Hai, v-am pupat, ceau, pa, pa. Asta a fost tot, fraților. Mulțumim tare mult că v-ați uitat la noi. Până data viitoare aveți grijă mare de voi, cum avem și noi pe drumuri. El a fost Tony. Salut, Tony. El a fost Dorică. Dă cu mânușa. Nu e urât, e chiar frumoasă, să știe, o grăgie de bani. Omul știe ce bea, știe ce mănâncă. Bine, mai mănâncă el prost, ca seara nu mai zicem nimic. Și vă mai lăsăm cadre dacă s-a mai întâmplat ceva interesant. Pentru cei OG care s-au până la finalul clipului, mulțumim tare mult. OG. Fraților, este ora 22:23, nici n-am ajuns la Pitești, dar s-a întâmplat ceva aici, uitați-vă și voi. Ne dă lumea avarii și am pornit camera, că nu știu ce se întâmplă. Prea multe avarii, s-a oprit un Duster să ne spună, noi nu ne-am dat seama, puii mei. Nu știu ce s-a întâmplat, apare accident pe Waze. E accident, bă, frate, Doamne ferește, bă, și e destul de grav, bă, tată, bă. Strada Topologului, by the way, să nu uit, am făcut 1091 de km. La Milcoiu suntem? Ok. Nu știu, frate, dar e grav, să știi. Două avarii. Hai că se duce Tony. E, văd lichid pe jos, frate, văd lichid mult de tot pe jos. Bună seara! Bună seara, puteți să vă întoarceți dumneavoastră, cel cu camionul cu siguranță nu poate, că este mai greu, o să mai dureze puțin. O să mai dureze, nu? Da. Dar ce s-a întâmplat? A fost un eveniment rotilor, un accident. Ah, ok. Deci chiar aici, în curbă, drum care este pe drumul de sus. Deci ne întoarcem și facem prima la dreapta, cum ar veni? Astea, la 200 de metri, o să vezi un drum neasfaltat. Sau dacă vreți, mergeți și la acela asfaltat, dar pe aici este mai la îndemână. Ieșiți pe drumul de sus și țineți pe acela. Ok. La următoarea intersecție puteți iară să coborâți în ăsta, dacă nu tot ăla în față și mai încolo. Mulțumim frumos! Spor! Mamă, ceva rău, bossule! Hai după Jar, că uite, merge la Argeș. Dă-i Dorică! Deci de-aia ne făceau mașinile cu apă, vezi, dacă ne opream la băiatul ăla știam. O, firara naima, fraților, aveți mă grijă mereu. Pe aici, pe aici, pe aici, pe aici, pe aici. Hai, dă-i! Pe aici, pe aici, pe aici. Drum neasfaltat, dar dă-n cacamaca. Hai să vedem. Aveți grijă, pe aici că arată foarte nașpa, să știți. Da, 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 hai să facem zigzagul, frate, că dau cu praf. Îmi cer scuze. Tu ești Dorică în spatele meu, da? Am început să mă doare o leacă capul, frate, de la frig. Trebuie neapărat o benzinărie. S-a lăsat frigul, fraților, sunt 16 grade mi-arată pe Spyder. Dar se simt, sincer, 4 grade, deci nu mai pot, efectiv. Când mă gândesc că trebuie să merg până la București, vai de capul meu. Deci vai de capul meu, cred că rămân în Pitești în pui, dar nu rămân, mă, nu mă dai o bătut. Am treabă mâine. Ascultați-mă puțin, fraților, eram cu Dorică într-un viraj pe niște drumuri extraordinar de nașpa, mizere, pline de... Uite Mircoi, uite poliția acolo, haideți. Erau viraj, în urcare noi, mașinile, două mașini cu niște puștani, vai de capul lor, cu viteze enorm de mare. Și uite ce se întâmplă, vedeți? Mă rog, hai, seara frumoasă. Hey, all work, no pleasure. I ain't here to make friends, big stepper.